Până român a închetat pentru complicitate la terorism în Italia. Bărbatul era implicat într-o asociație pro-rus, alături de un alt tânăr italian care a fost arestat pentru terorism și propagandă online. Românul era obsedat de arme și este acuzat că plănuia atentate. Un român în vârstă de 20 de ani, rezident în Milano, este anchetat în Italia după ce prietenul său în vârstă de 18 ani a fost arestat fiind acuzat de complicitate la terorism în scopul discriminării etnice, naționale sau rasiale. Acestea nu sunt însă singurele acuzații pe numele italianului. Românul trebuie să răspundă în fața legii și pentru tentativă de violență sexuală calificată împotriva unui minor. Totodată, tânărul este acuzat și pentru șantaj și jaf calificat. Italianul de 18 ani din Caliari a fost arestat în cadrul unei operațiuni antiteroriste împotriva propagandei neonaziste online. Din același sistem făcea parte și tânărul român. Cei doi erau înscriși într-o rețea de canale telegram legate de asociația numită The Base, al cărei obiectiv principal este de a efectua acte de violență în scopuri teroriste, din motive de ură rasială și cu referințe antisemite, negaționiste și proruse. Românul era în vizorul autorităților încă de când era minor, în urmă cu doi ani el fusese supus unei percheziții personale, locale și informatice delegate de parchetul pentru minori de pe lângă tribunalul din Caliari, după ce a amenințat un coleg de școală cu un cuțit. Totul a pornit de la o discuție despre Hitler. În plus, acesta era obsedat de arme și urmărea constant videoclipuri cu torturi pe internet, mutilări sau execuții ale animalelor. Potrivit șefului secției antiterorism, românul căuta informații și contacta persoane pentru a le întreba cum să folosească imprimantul 3D pentru a produce arme de foc.